Salutare tuturor și bine v-am găsit la GSP Live. E ziua meciului România-Columbia, meci care se va disputa diseară de la 21:30 la Madrid pe Wanda Metropolitano. Vom prefața acest joc, al doilea amical pe care trupa lui Edi Ordănescu îl dispută în această lună, după remiza cu Irlanda de Nord de la București. Vom vedea o echipă probabilă în opinia noastră pe care Edi Ordănescu va alcătui diseară, dar asta mai mult la povești, discutăm despre planurile și cariera unui fost jucător important de la Dinamo. Am plăcerea să vi-l prezint pe Marius Alexe, prezent în platou. Mulțumesc mult pentru că ai stat invitația noastră. Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație. Ce faci? Cum ești? Bine, cu multă muncă, alergătură. Ocupat în ultima vreme, pentru că am dat greu de tine zilele astea. Da, am avut o perioadă foarte încărcată, deoarece acum suntem cu Academia, avem foarte multe antrenamente, toate antrenamentele se și suprapun așa între ele, încercăm să ne organizăm foarte bine. Acum vine și un turneu pe care trebuie să-l organizăm în fiecare an cu cei de la Udineze din Italia și e așa o perioadă mai grea, însă avem și timp liber, să spun așa. Ți-ai revenit după dezamăgirea de la Călăraș? Da, știți cum este. Am spus de atunci, în viața oricărui fotbalist și antrenor, sunt și genul acesta de situații cu care trebuie să te obișnuiești, să le iei ca atare și să înveți din ele. A fost o dezamăgire, mi-a părut rău de acel moment, pentru că era o muncă pe care ne doream să o ducem așa la bun sfârșit, însă nu a fost să fie. Acum avem o carieră în față și eu am speranțe mari că o să ajungem acolo unde ne dorim și acolo unde cred eu că putem să ajungem. Cum am făcut-o ca fotbaliști, prin multă muncă și seriozitate și acum ca antrenor, suntem foarte pasionați, serioși și eu cred că o să avem așa o ascensiune frumoasă în cariera aceasta de antrenorat. Au mai fost discuții pentru tine și Robotan, acum sunteți considerați un cuplu de antrenori, să mergeți într-o parte la o altă? Nu, doar așa semne de întrebare. Ne-au întrebat diferite persoane sau impresari dacă ne-am dori, dar în rest nimic concret, nu am discutat nimic. A fost și o perioadă așa foarte scurtă, abia au început campionatele, că atunci când noi am terminat cu cei de la Dunărea, nici nu începuse campionatul și acum cred că e a treia etapă, adică a trecut a treia etapă, e un timp destul de scurt, însă noi avem răbdare, suntem și cu studiile, licențe, avem de muncă, pentru că deja nu mai poți să faci multe lucruri dacă nu ai la mână toate licențele luate. Cu Academia cum merge? Cu Academia este foarte, foarte bine, suntem foarte bucuroși, mulțumim, suntem implicați, încercăm să ne dezvoltăm în continuu, căutăm soluții de ce înseamnă infrastructură și această dezvoltare a copiilor de a trece la nivelul următor, însă, da, este o mândrie în fiecare zi, vedem copii care cresc, care au evoluție, că până la urmă este așa ca un lucru diferit. Când lucrezi la academie, la copii și ce faci la seniori, la seniori te gândești mult și la ce înseamnă echipă și rezultate, iar la copii trebuie să te gândești foarte mult de la fiecare copil în parte și la dezvoltarea lui, că trebuie să iasă mereu 1-2, că n-ai cum să scoți, nu știu, dacă avem 200 de copii, să scoatem 200 de fotbaliști. Și atunci ne focusăm foarte mult pe dezvoltarea fiecărui copil care are potențialul cel mai mare, să-l ajutăm să crească și să ajungă măcar la nivelul la care am fost noi. Hai să vorbim acum puțin despre echipa națională. Spuneai că ai văzut meciul cu Irlanda de Nord, vorbeam noi înainte de emisiune. După acest meci, ești optimist înainte de campionatul european, cu niște 3 luni înainte de startul turneului final? Da, cred că a fost așa, un meci pe care nu o să-l vedem la campionatul european sau nu o să jucăm contra unei echipe cum a fost Irlanda de Nord sau nu știu dacă noi o să fim în situația la care am fost la acest meci, în care să dominăm continuu așa, sau să fim echipa care o să aibă inițiativa în fiecare moment. Iar cred că ăsta a fost și un lucru așa, un dezavantaj, să spun că ei s-au apărat foarte jos, nu am avut foarte mult spațiu să construim, să jucăm în profunzime, cum a fost și golul, că până la urmă golul cred că a fost una din puținele situații în care i-am prins pe ei cu linia de fund mai sus de 16 metri și a fost un pas foarte bun în spațiu liber și a ieșit golul. În rest, da, nu a fost o evoluție foarte bună, dar v-am spus, eu cred că și din cauza adversarului, că s-au apărat foarte jos, nu ți-au dat spații, erau și foarte agresivi, erau și niște jucători care jucau în ligi inferioare, care își doreau să demonstreze. Ai noștri poate au fost și puțin mai relaxați, s-a și încercat, din ce am văzut și cred, o formulă să-i vadă pe toți jucătorii sau jucătorii care nu au jucat toate minutele în preliminarii, însă acum cu Columbia o să fie un alt meci. Ai așteptări mai mari de la meciul cu Columbia? Teoretic e un adversar mult mai greu. Cu siguranță. Sunt o echipă cu multă calitate, cu fotbaliști foarte mari, care joacă în campionate foarte puternice și nu,
Acum să nu uităm și rezultatele pe care au făcut, că nu e de aici de acolo să câștigi contra Spaniei și un gol foarte frumos cu execuție, cu o acțiune creată individual, adică sunt niște jucători cu calități foarte bune care sunt la echipe top 5 în campionatele puternice ale Europei. Dar eu cred că o să fie un meci frumos și noi avem destui jucători cu calitate care pot construi atunci, mai ales când ai spații și echipa adversă este la fel de tehnică. Eu cred că cel mai bun răspuns pentru ei o să fie să ținem și noi foarte mult de minge, să avem și noi inițiativa și atunci cred că o să avem și foarte multe șanse. Că dacă faci cum, în paranteză, așa cum au jucat cei de la Irlanda de Nord, stăm foarte mult jos, ai o singură șansă cum ei au avut să marcheze, dar în rest un fotbal care nu ajută la o dezvoltare așa pe termen lung. Discutăm acum cu Ovidiu Aintoaia, directorul Gazetei Sporturilor. Bună dimineața! Bună dimineața! Aș începe discuția aceasta legată de Columbia României cu echipa probabilă a României pe care colegii noștri de la Gazeta au pregătit-o și o vedem acum pe ecran. Câteva schimbări față de duelul contra Irlandei de Nord. Surprinde faptul că Denis Mann nu apare în această echipă de start, ci Olimpiu Moruțan. Altfel, așa cum discutam și înainte de emisiune, pare mai aproape de echipa pe care în mod normal o vedem la Euro în comparație cu echipa de vineri contra Irlandei de Nord. Bun, Alex, să le spunem celor care se uită că asta e o echipă probabilă. Evident. Nu doar este... Elie Iordănescu știe ce vom vedea diseară. Sigură? S-ar părea că Iordănescu are 3 puncte fixe în comparație cu meciul anterior, deci rămân cei doi fundași centrali care sunt ca judecătorii din România inamovibili, Drăgușin și cu Burcă, și firește Nicu Stanciu, calitate de capitan al echipei și, mă rog, de jucător care aduce un echilibru și uneori și lumină în jocul echipei. Restul pare să schimbe foarte mulți jucători, 7-8. E greu de spus dacă va fi exact această echipă. Cert e că din ce intuim noi, echipa Gazetei care este prezentă la Madrid, Edi Apostol și cu Ionuț Iordache, am abordat meciul ceva mai ofensiv decât cel dinainte, de aici e de spus din start, de subliniat diferența dintre cele două abordări. Pe de o parte, Iordănescu ține neapărat ca naționala să facă o figură frumoasă pentru că se împlinesc 2 ani de când a luat mandatul. Este însă tentat iarăși să facă niște încercări, să testeze niște jucători, dar din această dublă din luna martie, pentru noi meciul cu Columbia este meciul cel mai important, în sensul în care cel cu Irlanda de Nord a fost, să zic așa, un meci de pregătire pentru acest hit. Una, că se joacă la Madrid și toți ochii sunt ațințiți asupra ta. Alta, că întâlnești un adversar mult superior. N-aș zice că am văzut formula asta inclusiv în GSP. Mă rog, Columbia ar fi cea mai în formă echipă din lume. E greu de spus asta. Dar este o echipă care n-a pierdut de 20 de meciuri. E pe locul 3 neînvinsă în preliminariile pentru mondialele din 2026 și între victimele ei se numără Brazilia, Germania și ultima dată Spania, pe care vă reamintesc că a bătut-o vineri la Londra. Dar din ce se pare, doar intuim, nu avem nicio certitudine. Columbienii nu acordă foarte mare importanță acestui meci. Cel cu Spania a fost pentru ei vârful turneului actual. L-au câștigat, bănuiesc că sunt foarte mulțumiți și vor opera și ei probabil niște schimbări. Antrenorul lor, argentinianul ăsta, Nelson Lorenzo, nici măcar n-a fost la conferința de presă care premerge meciul cu România, l-a trimis pe secund și se aude, din ce am citit aici și colo, că nu-l va folosi pe
Luis Diaz, care este marea vedetă a echipei Columbiei. Am mai spus-o, vă repet, o repet, este titular la Liverpool și evaluat la 75 de milioane de euro. Când l-a luat Liverpool de la Porto, a plătit 47 de milioane. Se pare că, mă rog, va fi folosit pe parcursul meciului după ce a fost integralist la Londra. Dar hai să zicem că ne interesează mai puțin Columbia, ne interesează echipa noastră. Cum spuneam, sunt trei puncte fixe, cei doi fundași central și cu Nicu Stanciu. E de așteptat ca Iordănescu să-i folosească mai mult pe spaniolii noștri, între ghilimele, pentru că na, se joacă în Spania și trebuie să-i vadă lumea. Cu atât mai mult s-ar justifica titularizarea lui Horațiu Moldovan, pentru că meciul se joacă pe arena lui Atletico Madrid, unde el este legitimat și unde, din păcate, rămâne pe bancă, pentru că e foarte greu să-l scoată din poartă pe Oblak, socotit unul dintre cei mai buni portari din lume. Va folosi de voie, de nevoie, pentru că, vă reamintesc, Mogoș a rămas acasă, accidentat, va folosi fundaș dreapta, tot în spaniol, pe cum îl ia, pe Rațiu, care nu prea mai prinde echipa la Rayo Vallecano, și se auzea la un moment dat, erau așa zvonuri, că va începe în atac alături de Alibec și de Drăguș, deci schimbă practic toată linia de atac, va începe cu Ioannis Hagi, mai nou se pare că îl va prefera pe Moruțan, repet, astea sunt numai presupuneri, Moruțan, care nici el nu mai este titular de drept în Turcia la Ankara Gücü, sigur va ieși din discuție Pușcaș și va ieși și Cicâldău. E greu de crezut că ei vor mai fi folosiți. Au fost între jucătorii care au convins cel mai puțin cu Irlanda de Nord. Probabil că ați citit, Cicâldău are probleme și la club. El e împrumutat de Galatasaray la Konyaspor. Konyaspor e prima echipă din campionatul Turciei deasupra liniei retrogradării și cu toate astea Konyaspor a anunțat că nu-l va mai reține pe Cicâldău, care rămâne la dispoziția lui Galatasaray. Are avantajul Cicâldău să fi semnat contract cu Galatasaray până în 2026, deci are un statut cât de cât asigurat. Dacă Moldovan va apăra diseară, așa cum anticipăm și noi și colegii noștri de la Gazeta prezenți în Spania, e un indiciu clar că el e în acest moment prima opțiune a lui Eddie și în vederea campionatului european? Pentru că, așa cum spuneam și înainte, această echipă, dacă va fi așa cum o vedem și pe ecran diseară în teren, pare mai aproape de ceea ce vom vedea la Euro. Mi-e greu să spun. Am mai zis asta. Iordănescu e suficient de imprevizibil. Nu se aștepta nimeni. Eu cel puțin nu mă așteptam ca el contra Irlandei de Nord să înceapă cu Cicâldău și cu Pușcaș. Am și scris că Pușcaș pare o idee fixă a lui. Nu știi la ce să te aștepți de la Iordănescu și, mă rog, trebuie să mergem pe mâna lui, pentru că până la urmă el trăiește în mijlocul jucătorilor și el știe mai bine. Până acum calculele i-au ieșit, cât i-au ieșit, că echipa n-a sedus, n-a încântat, n-a impresionat, dar a obținut această calificare de pe locul întâi. Este o echipă neînvinsă în preliminarii. Deci trebuie să mergem pe mâna lui Iordănescu, chit că unii, cum să spun, se îndoiesc de valoarea lui, rămâne în picioare vehiculată din când în când, mai degrabă, fără temei, zic eu, că a ajuns la echipa națională fiind fiul cui este și printr-o conjunctură favorabilă. Dar el a confirmat că merită locul de selecționer. Să sperăm că echipa se va înviora și va juca mai bine decât a făcut-o până acum.
Bănuiesc eu că el a primit meciul ăsta cu Columbia, l-a privit ca cel mai important din această perioadă, deci din dubla asta, din martie, așa încât să sperăm că diseară pe Wanda Metropolitano echipa României va arăta mai bine, mai ales că se anunță mulți români în tribune, e adevărat, românii vor veni să vadă echipa națională a țărilor, spaniolii mai puțin, pentru că exact astăzi se joacă tot la Madrid amicalul Spania-Brazilia, dar vor fi mulți români, este însă de așteptat să fie și mai mulți columbieni, există și datorită limbii o comunitate columbiană importantă în Spania, în special în zona Madridului, așa încât nu cred că spectatorii, fanii tricolorilor vor fi mai mulți decât columbienii. Noi spunem, doamne, vor fi foarte mulți care îi vor susține pe români. Da, bănuiesc că vor fi mai mulți care îi vor susține pe columbieni. Altfel am vorbit aseară cu Mircea Lucescu. E frig la Madrid, mult mai frig decât la București. La ora meciului se anunță în jur de 5 grade și sunt și posibilități de ploaie. Mircea zicea că îi pare rău că nu și-a luat haine mai groase, dar, mă rog, e un amical foarte important pentru noi, pentru că, cum să spun, cântărește exact posibilitățile de azi ale echipei naționale. Nu cu Irlanda de Nord trebuie să ne comparăm, ci cu echipe mai bine clasate, mai bine dotate, între care Columbia. Deci vom avea, sper, ceva răspunsuri de seară, noi ca noi, dar în special Iordănescu. Bun, mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul Ovidiu. Zi plăcută în continuare. Numai bine și vouă, spor la treabă. Mulțumim. Marius, înainte să trecem la actualitatea din Liga 1, te întreabă Gigi Maroiu, peste câți ani te vezi antrenor principal la Dinamo? Întrebare interesantă pe care probabil și tu ți-ai adresat-o singur. Nu neapărat când am adresat-o, este așa ca o dorință mea și nu știu, nu pot să spun acum peste câți ani, dar e clar că îmi doresc acest lucru. Am crescut acolo, mi-am făcut tot junioratul, poate toată copilăria mea s-a legat de ce înseamnă parcul Dinamo și am doar un traseu de la, din zona mea, să spun, de la Unirii până la Ștefan cel Mare. Asta era un traseu al meu pe care îl făceam fiecare zi sau poate și de două ori pe zi. Și în inima mea a intrat doar acest club, acest loc și cu siguranță pe viitor, de asta m-am și înhămat la această muncă foarte grea, pentru că poate nu vedeam așa din exterior, să spun, când eram jucător, nu-mi dădeam seama cât de greu este să fii antrenor, cât de mult îți implică toată viața, să spun așa, în tot ce înseamnă antrenor, că trebuie să fii atent la cele mai mici detalii, trebuie să fii atent la toate lucrurile de ce înseamnă echipa ta, toți jucătorii, tot staff-ul, tot clubul, să-l ai așa în atenție pentru a avea rezultatele dorite. Însă da, îmi doresc pe viitor, ăsta este un vis al meu, să ajung antrenor în viitor, când o să fiu pregătit niciodată mai devreme. Legat de Dinamo, cum vezi situația echipei din prezent? Ultima dată când ai fost aici împreună cu Robotan, cred că echipa era pe ultimul loc sau penultimul loc și da, toți cumva o vedeau cu un picior în Liga 2. Acum s-a schimbat situația, deși vine după un eșec dur cu Hermannstadt, a bifat și câteva victorii în ultimele etape. Da, nu, clar este într-o pasă ascendentă, să spun așa, au crescut foarte mult și în joc și în calitate individuală. Jucătorii par mai pregătiți acum, par mai implicați, mai și mai omogeni în ce înseamnă alcătuirea echipei, că deja au jucat mai multe meciuri împreună. Au venit și jucători cu calitate, pentru că sunt jucători care au în urmă un CV destul de important în campionate destul de bune și eu cred că acum sunt șanse reale și de salvare direct. Chiar dacă, cum ai spus și tu, vin după un meci, o înfrângere destul de dureroasă la Hermannstadt, dar vorbim de cam cea mai bună echipă din play-out, să nu spun sigur cea mai bună echipă din play-out, o echipă care eu cred că jucau un fotbal plăcut și făceau o față foarte bună și în play-off. Da. Sunt una din echipele care mie îmi plac ce fotbal dezvoltă, ce fotbal joacă și cred că meritau să fie
în play-off. Însă acum ei vor mai încurca și alte, adică în ghilimele vor mai încurca, vor mai câștiga meciuri și cu celelalte echipe care sunt la bătaie pentru evitarea retrogradării și de asta cred că Dinamo au trecut de un meci greu, păcat că n-au făcut măcar un punct. Însă și acum următorul meci este tot contra unei echipe bune care s-au bătut și ei până în ultimele secunde, să spun așa, pentru calificarea în play-off și cu siguranță o să fie un meci greu, dar este altcumva când joci acasă în fața propriilor suporteri, ați văzut ce atmosfera a fost la fiecare meci, cred că i-au împins așa pe jucători la fiecare meci să încerce să obțină rezultate cât mai bune și s-au și văzut că pe teren propriu au fost rezultate foarte bune și sunt speranțe că după aceea urmează meciul pe care cu Oțel, unde este o deplasare foarte grea. Hai să discutăm un pic și despre lupta la titlu. Sau crezi că mai e vreo luptă la titlu? Dacă FCSB are 7 puncte avans față de principalele urmăritoare. Dacă vorbeam înainte de meciul celor de la Rapid cu Faro, cu siguranță vorbeam de o luptă la titlu așa, de aproape de la egal la egal. Dar vedeți, după o înfrângere a celor de la Rapid și o victorie a FCSB-ului, s-a creat din nou această distanță de puncte și se micșorează și numărul de meciuri. Asta este cea mai mare problemă, că nu mai este timp să revii. Dar da, eu cred că încă se joacă, mai sunt meciurile directe, mai sunt meciuri în care Rapid o să joace de două ori cu FCSB. FCSB mai au meciuri cu CFR Cluj, cu Faru. Eu cred că se joacă, dar eu am spus de mult, CFR pare echipa cea mai omogenă, echipa cu cea mai multă calitate, să spun așa, în tot lotul. Joacă de mult timp împreună, Rapid, au multă calitate în atac, dar sunt jucători veniți pe parcursul campionatului și nu există așa o omogenitate în ce înseamnă jocul echipei și o constanță în rezultate. Pentru că ei au câștigat înainte de meciul cu Rapid, au pierdut la Iași, cu FCSB au pierdut la Iași, după ce au câștigat cu FCSB, acum au înfrângere, adică sunt așa într-o formă în care câștigă un meci, dar au un moral bun, că este important să vii după o înfrângere, să reușești să câștigi următorul meci, asta arată mult caracter. Cum vede un antrenor tânăr, cum ești tu la început de drum, ceea ce se întâmplă la FCSB? Adică știm toți acolo cu patronul, dictează schimbările, are ultimul cuvânt în stabilirea primului 11. Ce părere ai tu? Adică întrebarea finală era dacă ai fi acceptat sau ai acceptat vreodată pe viitor un asemenea compromis ca antrenor. Nu știu, eu am mai spus lucrul acesta. Ei și-au asumat, știau unde merg de la început. Chiar am văzut că Mihai a spus mereu la interviu că știa unde merge, știa ce trebuie. Da, ei sunt asumați. Știa ce trebuie să facă, însă cred că mândria antrenorilor de la FCSB este că în spatele rezultatelor de acum sau a schimbărilor de care spuneți dumneavoastră este o muncă a lor pe care o depun în fiecare zi la antrenament, este o tactică pe care eu o antrenează, este o metodică pe care eu o pun în practică și cu siguranță asta îi bucură după fiecare zi rezultat și mai ales că FCSB au și un joc foarte plăcut ochiului, să spun așa, un joc de posesie foarte bun pe care cu siguranță ei îl antrenează la fiecare ședință de pregătire și asta cred că este mulțumirea lor, mai ales după aceea vin rezultatele. Oricum lumea s-a obișnuit cu această idee că domnul Gigi Becali face schimbările, însă doar atât. Cred că restul, de ce nu mă gândesc vreodată că s-ar implica dânsul în ce înseamnă ședințe de pregătire, de antrenament, cred că nu știe nimic. Și cred că deci pentru... la un moment dat a cerut să fie antrenamente mai lungi, mai dure, da, cred că s-a dat în glumă așa, da, cu o părere, cred că ce am mai auzit. Însă nu cred că sunt antrenori acum sunt foarte implicați și sunt eu cred că ei, la sfârșitul campionatului, dacă vor câștiga, ei trebuie să fie mândri, pentru că ei au pregătit echipa, ei au făcut antrenamentele, ei au pregătit ședințele înainte de jocuri și pe viitor este normal că atunci nu te simți comod, că sunt momente în timpul jocului în care tu ca așa antrenor îți dorești să iei decizia și să câteodată e vorba de inspirație, să vezi ce inspirație ai în momentele dificile ale partidei, când faci o schimbare, când schimbi tactica meciului și atunci simți și tu că ești implicat mai mult. Însă, iată că rezultatele i-au ajutat și cred că au mers așa și într-o zonă de pozitiv în continuu și de asta cred că au și acceptat să meargă mai departe. Să spunem că trec 5 ani, te caută o echipă din Liga 1, ești antrenor principal, licenția pro, tot în regulă și îți propune Marius, te pun de mâine antrenor. Dar vezi că eu fac schimbările în timpul meciului și te consulți cu mine, iar eu am ultimul cuvânt în stabilirea primului 11. Îți spune că e o echipă bună, care se bate la titlu, cu un lot foarte bun de jucători, te lasă pe tine să faci antrenamentele în timpul săptămânii și ai mână liberă la ședințele de pregătire. Accepți? Nu, clar, nu.
Clar, nu. Adică nu o să fie niciodată, nu o accepta nici ca jucător. Eu cred că vei fi pus în postura asta dacă vei. Nu știu, dacă se întâmplă, o să fie momentul în care o să renunț la ce înseamnă această frumoasă, frumoasă carieră. E clar asta, mai ales că mi-am setat de când am început fotbal, nu neapărat ca antrenor, ci ca jucător, să fie personalitatea mea, să pot să fiu mândru de ceea ce fac sau să fiu supărat atunci când greșesc. Iar aici, dacă o anumită persoană o să vină și o să-mi impună lucruri sau antrenamente, înseamnă că nu mai este munca mea, nu mai pot să am eu responsabilitatea pentru acele rezultate pozitive sau, în ghilimele, negative. Iar asta sper să nu se întâmple, sper să fie doar acum un moment la FCSB pe care domnul Gigi Becali l-a și creat, așa să spunem, public, pentru că, cum ai spus și tu, poate sau s-a mai întâmplat sau se mai întâmplă și în momentul ăsta și la alte echipe, dar ei nu o fac public sau nu o duc la o extremă atât de bună, să spun, pentru că una poate mai sunt patroni care vin și își dau cu părerea că ar fi bine sau jucătorul ăla e normal să ai în formă. Da, este normal. Dar de ce nu joacă ăla? Și tu ca antrenor poți să spui, domnule, pentru că nu e pregătit fizic. Și atunci, ultima decizie, ultimul cuvânt, tu l-ai ca antrenor. 100%, dacă antrenor trebuie să ai argumente pentru ceea ce spui și ceea ce faci. Și atunci, dacă ai argumentele cu care ești tu, de care tu ești 100% sigur, eu cred că și un președinte sau un om, că vorbim de o persoană până la urmă, trebuie să înțeleagă și să-ți dea dreptate și libertate, pentru că de asta până la urmă ești angajat, să ai o responsabilitate pentru munca pe care o depui. Iar dacă nu ești lăsat după aceea, da, nu este o situație plăcută, însă e clar că am mai văzut și în fotbalul european să se mai întâmplă astfel de lucruri și la echipe mari, dar nu sunt lucruri normale. E clar că un antrenor nu cred că ar trebui să spună că este normal ceea ce se întâmplă. Acum, clar, cu toții știm, sau și cei de la FCSB spun că nu este normal ce se întâmplă, poate și antrenorii de la FCSB și-ar dori în anumite momente să aibă o libertate mai mare în luarea deciziilor în timpul meciurilor, că până la urmă acolo e problema. Dar iată că nu se poate, însă, cum am spus, trebuie să fie, eu cred că ei sunt, mai ales că am fost și colegi, suntem și prieteni, trebuie să fie mândri dacă vor reuși să câștige campionatul. Azi ne-am propus să discutăm mai mult despre cariera ta și ți-am pregătit câteva imagini din carieră, să le comentăm împreună, poate să ne spui o poveste din spatele imaginii. Și aș vrea să începem cu prima fotografie, aici alături de Marius Niculae și Dănciulescu. Iar întrebarea mea pentru tine e: cu cine te-ai simțit cel mai bine de-a lungul carierei să joci în atac? Ca atacant central, număr 10, în banda dreaptă, tu de obicei jucai în stânga. Care au fost partenerii de atac cu care te-ai simțit cel mai bine pe teren? Nu știu, că aici au venit, această poză este din două momente diferite ale carierei mele, în care am jucat, aici am jucat în bandă stângă, pentru că era Marius Niculae, era atacantul central, Danciu era atacantul retras, dar eu eram în banda stângă. Îmi plăcea foarte mult să joc în bandă, pentru că veneau foarte multe mingi din linia a doua. Adică orice pas pe Marius Niculae, el îmi spunea mie, tu trebuie, când eu am mingea, tu trebuie să pleci fără să te mai uiți, că eu îți deviez mingea pe poziție viitoare. Eu aveam și o viteză foarte bună, ceea ce le ușura și lor munca, că trebuia doar să-mi dea pas în față pe poziție viitoare și eu după aceea le centram lor și ieșeau acțiuni de poartă. Dar să revin la prima întrebare, da, Marius Niculae și cu Dănciulescu sunt prieteni foarte buni și acum, ca idee, adică noi vorbim și acum, cu Marius Niculae... Am ales bine poza asta. Da, săptămâna trecută cred că am vorbit 45 de minute la telefon și de obicei când ne sunăm, că se întâmplă la o săptămână, două, trei, nu cred, și am și pe telefon, nu cred că am vorbit vreodată mai puțin de 45 de minute, deci niciodată. Povestim totul de fotbal, de ce se întâmplă la Academie, de ce se întâmplă... E pe la Federație. Da, este la Federație, este și foarte implicat cu Danciu la ce înseamnă CS Dinamo și, nu știu, suntem foarte apropiați, ești unul la fel de pasionat ca mine de fotbal și da, au fost persoane de la care eu am învățat foarte mult. Și au fost persoane care m-au primit foarte bine la Dinamo într-un moment în care erau doar un copil. Că eu am ajuns la echipa mare când ei erau emblemele, erau jucătorii cei mai importanți, erau așa ca, nu știu, cu alți jucători se comportau, erau foarte duri și erau ca niște, în ghilimele, sperietori, că dacă greșești o pasă pentru Marius Niculae, o să vezi ce se face, sau dacă greșești o pasă pentru Danciu și nu-i dai pasă de gol perfectă, să vezi ce se face. Cu mine, nu știu, am avut o relație foarte bună, mă și cunoșteau de la copii și junior, că veneau să uitau mereu. Și am avut o relație, au fost doi oameni care m-au ajutat foarte mult în carieră. Ai mai jucat un fotbalist ca Andrei Cristea în atac, cred. Da, Andrei Cristea a venit mai târziu. Da, Claudiu Niculescu și Florin Brato au mai fost atacanți de la care am învățat foarte mult. Erau două embleme ale lui Dinamo și am avut șansa ca în începutul meu de carieră să fie Dănciulescu, Marius Niculae, Claudiu Niculescu, Florin Brato, Ionel Ganea și după aceea a venit Andrei Cristea. Adică au fost șase atacanți
central de la care eu am învățat foarte mult atunci. Îmi plăcea în fiecare zi. Și chiar... concurent era atunci la Dinamo, incredibil. Da, de asta trebuia era să și... lași tot timpul pe bancă, două, trei nume foarte grele. Da, nu au fost, nu cred că au fost niciodată toți. Cred că au fost Claudiu Niculescu, Dănciulescu și Bratu, după aceea Niculescu, Dănciulescu, Ganea. Ganea. S-au schimbat așa câte trei. După aceea a venit, cred că, Danciu, Andrei Cristea. Da, în prin 2010, că mă uitam ieri la o casetă, cred că de la returul cu Libereț, că mă uitam să văd dacă tu ai jucat în acel meci. Atunci am venit, da. Da, dar nu ai jucat în retur. Erau pe teren Iani Zicu, Dănciulescu, Andrei Cristea, iar pe bancă Marius Niculae și Claudiu Niculescu. Bine, nu cred că au rămas toți până la finalul sezonului, dar... Nu, că au plecat. După aceea, plecat. După acel meci am venit eu și a plecat Danciu. Danciu a plecat la Hercules atunci și am început preliminariile. Și Marius Niculae a plecat atunci. Da, și Marius Niculae. Da, dar erau atacanți emblematici, erau atacanți care marcau foarte multe goluri. Așa era. Eu simțeam o presiune după ce au plecat ei, era o presiune pe mine, pentru că lumea inevitabil te compara. Inevitabil te compara și trebuia să marchezi foarte multe goluri, că altfel erai tras la răspundere. Dar da, au fost atacanți foarte buni și... De asta cred că am fost și împins așa la începutul carierei spre bandă, du-te în bandă că n-ai cum să joci și o să aștepți foarte mult. Clar la junior jucai atacant central? Da, la junior am jucat foarte mult atacant central. După aceea am venit la echipă și am jucat bandă stângă, că nu aveam nicio șansă. Erau cei mai buni, cred că jucau și la echipa națională atunci, mulți dintre ei. Și la națională era mai greu, că atunci erau Mutu, Marica... Dar erau un lot, erau acolo. Sigur un lot, da. Nu mai zic, eu cred că la fiecare an Danciu marca 30 de goluri, 25, adică era greu să te apropii de pozițiile lor și erau și genul de atacanți care... Vreau să joace toate minutele, adică Danciu, dacă nu jucat tot meciul, era în vestiar, era iureș. Dacă Danciu nu marca la un meci, că și acum... Că ne vedem, povestim, era Iureș. Nu conta să fie 5-0 pentru noi, el trebuia să marcheze un gol neapărat, că era Iureș în vestiar după. Că era foarte pasionat. Cu Dănciulescu nervos în vestiar când a făcut ceva după un anumit meci sau ceva ce l-a deranjat? Nu, după fiecare meci noi glumeam că dacă echipa a câștigat 5-0 și nu reușea să marcheze un meci, era așa destul de îngândurat, era destul de supărat, dar nu, era foarte pozitiv, era un caracter foarte bun și, nu știu, eu cred că de multe ori mă uitam după meci la kilometri pe care alergam și câteodată, dar eu nu puteam să alerg mai mult, că nu eram, în momentul ăla nu eram atât de pregătit, dar Danciu a alergat cei mai mulți kilometri din echipă. Adică era numărul ăla 10, care acum nu mai există, că s-au schimbat vremurile, el era un număr 10 care se plimba pe tot terenul, alerga în continuu, cred că avea câteva momente în care era static și îl simțeai că atacant îți era ușor, că știai că mereu în spatele tău este numărul 10 care doar îi așezi mingea, protejezi mingea pentru el sau te joacă în spațiu liber. Am avut șansa acum, copiii din ziua de astăzi nu mai au, să învăț fotbal de la niște băieți foarte, foarte buni. Hai să continuăm cu următoarea imagine. Aici de la un meci al lui Dinamo, salutai galeria și te-aș întreba care a fost relația ta cu fanii lui Dinamo. Da, cred că aici este după, nu știu dacă după ce meci este, nu-mi dau seama acum. Au fost acele... Da, meciul contează mai puțin aici. Da, am avut, nu că eram destul de supărat să zic așa, că au fost câteva meciuri în care am jucat foarte bine, mai ales pe arena națională contra celor de la... Steaua era atunci și mereu dintr-un entuziasm din ăla de conduceam la pauză sau conduceam 1-0, 2-1, ne întorceam mereu. Și era așa că o frustrare, devenise o frustrare după ce, când eu am debutat la Dinamo, am câștigat toate meciurile cu Steaua, cum era atunci. Și după aceea a venit o perioadă în care nu mai reușeam și devenise o frustrare. A venit și o perioadă foarte bună a Stelei, da, și nu am mai reușit deloc. Și am condus de câteva ori pe arena națională cu stadionul plin și ne întorceau în câteva minute, ne întorceau și era o frustrare. Relația cu suporterii din Dinamo foarte bună. Cu toții știu că eu am fost născut, crescut, făcut totul la Dinamo, tot junioratul meu a fost făcut acolo și mereu o să fie la fel, mai ales că eu nu am avut, adică nu am putut să joc la altă echipă atașându-mă foarte mult de ce înseamnă Dinamo, orice discuție este sau era legată de ce înseamnă Steaua, FCSB, pentru mine nu exista. Pentru că... Și a avut o ofertă, nu? La un moment dat de la... Da, au fost discuții. Înainte să plec la Sassuolo, da, au fost discuții. Dar nu, discuții între cluburi sau între impresari. Eu, la mine nu au ajuns că știau că nu-mi doresc. La noi era de mic, adică de mic la mine în cap s-a creat o rivalitate cu ce înseamnă Steaua de la copii și juniori și dusă după aceea într-un... nu știu cum să-i spun, noroc, așa, al meu, ca la debut, să am șansa să joc contra Stelei și pe Dinamo, să și marchez. Vom adică, vedea ceva mai târziu, cred, din da, cred că a fost cea mai mare mândria mea, dar relația cu suporterii Dinamo mereu o să fie cea mai bună, chiar dacă în orice carieră ai și evoluții mai slabe în care
erau așa cam cei mai strict suporte, să spun, pentru că ei și în centrul Bucureștiului, așteptările sunt, sau erau foarte mari și la orice evoluție mai slabă eram foarte aspru criticat, dar cred că și momentele alea m-au ajutat în carieră să am, să fiu mai puternic psihic. Cred că Liviu Ganea stătea pe scaunul tău și îmi povestea că dacă pierdea un meci, nu ieșea 2-3 zile din casă, sau dacă era pe locul 2 sau 3, evita să iasă din casă, trimitea pe altcineva la cumpărături. La... Da, erau, după înfrângeri erau, te simțeai foarte, foarte rău, să spun așa, și față de toată lumea, adică nu era doar că de oamenii de pe stradă, de suporteri, te simțeai, nu știu, și față de oamenii de la stadion care aveau grijă, că eram foarte atașați cu toți, acolo era un grup format în care după o victorie ne bucuram cu toți, veneai cum vin toți oamenii lângă vestiar, pe lângă vestiar, iar când pierdeai ți era așa rușine că vezi oameni dezamăgiți care pun suflet pentru Dinamo. Dar da, erau momente în care mai ales erau și puține echipe atunci care se băteau la campionat, echipe cu nume, să spun, că mai erau în timpul acela, mai era Sportul, care jucau și în Liga 1, mai erau echipe care nu aveau foarte mulți suporteri din București, mă. Și da, oriunde te duceai, erai aspru criticat dacă nu aveai evoluția cea mai bună, dar cred că așa trebuie să dezvolte un fotbalist cu multă presiune. Hai să continuăm cu următoarea fotografie. Am găsit imaginea asta în Arhiva Gazetei și n-am știut explicația din spatele ei. Ți-aduce aminte de momentul ăsta? Ți-aduce nici tu aminte? Nu, și nici nu-mi dau seama. Dar văd că mai era și Țucudean, cred că era după câștigarea cupei. Probabil după câștigarea, da, după câștigarea cupei, da. Cupei, cred. Că eram... Supercupa a fost în vară și de asta, că da. Bine era... Da, 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 eram, sigur era un trofeu că câștiga și Marius Nicolae era cel care ne ghida, avea grijă de noi. Da, mai era Țucudean, da, uite, alt atacant care l-a omis și care s-a dezvoltat așa foarte mult când a ajuns, de când a ajuns la Dinamo, este Țucudean. Un atacant foarte bun, cu foarte multă calitate și de aceea mai mic ca mine cu un an, cu multe, multe calități fizice, tehnice și un caracter foarte bun, care după aceea a avut o ascensiune foarte bună în carieră. Hai să continuăm cu următoarea imagine. Recunoști meciul? Cred că este din deplasare din Uruguay ceva. Nu, Uruguay. E meciul cu Brazilia. Cu Brazilia, meciul, da. Meciul retragerii lui Ronaldo. Da, păi am jucat două meciuri atunci, în Brazilia și Paraguay. De asta nu vedeam, da. Nu vedeam sus, la, că era în deplasare, sigur. Da, a fost cel mai frumos moment al, până în momentul acela al carierei, că la mine era și, eu am fost, nu știu, pentru mine și în momentul acesta, cel mai bun fotbalist care, pe care l-am văzut eu jucând fotbal a fost Ronaldo, grăsutul, să-i spunem așa. Și de la el, cred că aveam acasă toate tricourile, 9-10, cu cât juca la toate echipele, că la Inter juca cu 10, mi-a plăcut foarte mult și când am auzit de momentul acela cu retragerea, eram... în lotul echipei naționale, jucasem meciul de acasă cu Bosnia, debutasem cu Bosnia și după aceea nu știam dacă o să mergem toți. Și a fost seara dinaintea deplasării, a fost așa, cu multă așteptare, să știți, să vedem dacă voi face și o parte din lot. Ceea ce s-a întâmplat acolo a fost ceva senzațional. Dar nu l-ați lăsat să marcheze parcă, dacă mi-aduc aminte. Nu cred că a marcat, dar am rămas uimit atunci că eu am stat pe bancă, prima repriză și el a intrat prin minutul 20 și ceva. Cred că până la pauză, în 20 de minute, a avut cel puțin 5-6 ocazii. Și fundașii noștri, țin minte că era Râpă, Gardoș, nu-l lăsau. Adică nu era ceva că trebuie să-l lași să-și dea gol. Era să juca un meci 100%, doar că el intrase să-și facă retragerea câteva minute. Deci, atâta imaginație și atâta știință de ce înseamnă fotbal pe care o avea din urmă și a creat în câteva minute. A avut, ok, apărat Tătărușanu foarte bine, a scos niște ocazii foarte mari, dar... cât de ușor își crea situația, era atât de mare și a fost cel mai bun atacant din lume, cred. A fost o mândrie, meciul acela chiar a fost o mândrie să joci. Atunci a apărut Neymar, a fost prima dată când îl vedem pe Neymar. Era un băiețel așa, foarte slăbuț, mic, tot la fel, cu o creastă și atâta. Dar se vedea. Atunci avea un badaj pe nas? Nu era, la meciul acela nu cred, dar de atunci lumea vorbea în Brazilia. Adică el era pe toate imaginele, se vorbea numai de el. Noi nu știam în Europa că este atât de bun, că nu era atât, lumea nu urmărea Brazilia. Dar de atunci ne-a rămas în cap, mai ales țin minte că și câteva faze nu puteau să ia, juca pe partea lui Râpă și nu putea deloc să ia mingea, nici cu dublaj, nici triplaj, nimic, ca și fotbalist foarte mare. Dar da. Ai 7 selecții, cred, la echipa națională, dacă statisticile nu mint. Ai fi vrut să joci mai mult? Sau crezi că meritai să joci un pic mai mult?
cu siguranță și cred că puteam să joc mai mult, însă iarăși accidentările în momentele acelea importante m-au tras înapoi. Că eu și după revenirea, după accidentarea de la Sassuolo, m-am întors la Dinamo și am avut 6 luni foarte, foarte bune, care eram în primele 5, ok, nu mai era Dinamo de primele 3 locuri, dar eram în primele 5 și am avut evoluții foarte bune, îmi schimbasem și poziția în teren, deja jucam undeva puțin mai retras și atunci aveam momente în care eram între jucătorii care se meargă la echipa națională, dar tot o accidentare m-a tras înapoi. Da, clar îmi doream, pentru că nu știu, eu și la loturile de juniori, eu am fost capitan la toate loturile de juniori, de la Under 15 până la Under 21, am fost la toate și era clar că îmi doream să fac pasul. Ok, m-am bucurat că am reușit să debutez la echipa națională, dar nu am avut lucruri concrete făcute la echipa națională, adică în afară de debutul cu, care a fost în preliminari, debutul meciul cu Bosnia, că debutasem înainte cu Andorra. Da, a fost un moment iarăși important pentru mine, că eram un copil când am debutat contra celor din Andorra la Piatra Neamț și l-am schimbat pe Mutu, care era atunci era un fotbalist emblematic pentru tot ce înseamnă România, era imaginea României în Europa și m-am bucurat foarte mult. Au fost câteva momente în care eu le visam ca și copil, dar în viitor așa mi s-au îndeplinit, să spun, că acesta să joc contra lui Ronaldo, chiar dacă era un meci de retragere, a fost ceva special. Hai să continuăm cu următoarea imagine. Aici e de la câștigarea cupei. Cupei, da. Cupei României. A fost, da, o bucurie foarte mare. Mai ales că venise după un moment, că, da, aveam și tricoul cu tatăl meu, venise după un moment greu pentru mine, că se întâmplase decesul tatăl meu și a fost ca o descătușare, așa, nu mai câștigasem niciun trofeu de mult timp și a fost o descătușare și mă așteptam de atunci să vin așa, ca o continuare și un moment foarte bun. Ați pentru ce înseamnă Dinamo. Imediat Supercupa. După aceea am avut șansa să câștigăm Supercupa. Am avut, anul acela a fost foarte bun, pentru că cred că a fost anul în care în tur am fost pe primul loc. Și da, după aceea s-a întâmplat returul, o neașteptată, că am terminat pe, cred cu Liviu Ciobotariu, cu Liviu Ciobotariu în prima parte a sezonului. Da, aici vedem pe Bonetti, cred. Da, a venit, cred că prin martie a venit domnul Bonetti și da, mi-a ajutat foarte mult cariera atunci, venisem după un moment foarte greu și am reușit să-mi revin, am marcat foarte multe goluri și după aceea cred că a fost transferul la Sassuolo după această supercupă. Asta e cupa României. Și după aceea a fost supercupa. O să vedem și imagine. Da, a fost o bucurie foarte mare și cu un stadion care de mult nu mai fusese așa împărțit în două, să spunem. O peluză au avut Rapid, o peluză Dinamo, da, și jumătate stadion Dinamo, jumătate Rapid. A fost o atmosferă specială, o atmosferă foarte frumoasă. Și ne-am bucurat foarte mult, că erau trofee pe care eu, chiar dacă și în 2007, când s-a câștigat campionatul, am fost multe meciuri în lot, n-am avut aceeași bucurie, că nu am avut aceeași implicare, nu am jucat. Dar erai în lot uneori. Dar m-am bucurat foarte mult și a fost și o atmosferă foarte bună după ce s-a câștigat campionatul, era perioada aceea cu Spartanii. Și a fost o seară specială pe Ștefan cel Mare, chiar dacă era stadionul destul de mic, a intrat toată lumea pe stadion. Cred că acelea sunt imaginile în care arată cât de important este clubul Dinamo. Hai să continuăm cu următoarea imagine. Un meci de suflet, cred că, pentru tine. Da, ăsta a fost meciul care mi-a dat mie cea mai mare încredere că pot ajunge un fotbalist bun. Practic 20 de ani, foarte... numărul 10 pe tricou, gol cu Steaua Ștefan cel Mare. Ce-ți puteai dori mai mult? Da, nu cred. Mai ales că atunci tineri jucători debutau la vârste 21, 22, 23 de ani, nu mai era regula așa, 21. Nu mai era regula și nu aveai șansa asta. Însă, da, a fost o mândrie. Asta a fost cea mai mare, cred că mândria mea, a familiei mele, a prietenilor mei, pentru că a fost o muncă așa creată de la copii și juniori. Eu am marcat foarte multe goluri la copii și juniori contra Stelei și era un din așteptam momentul ăsta de mult, l-așteptam, zic, Doamne, când o să vină momentul să joc contra Stelei, trebuie să marchez. Și da, am avut, dar până la gol, nu vreau să zic că s-a demonstrat și așa, mi-am demonstrat singur o tărie de caracter să nu cad așa în mâini, că am avut încă, cred că două situații de singur, de 1-1 cu portarul și am ratat. În atac era Andrei Cristea și cred că și Marius Nicolae, n-am pasat nici în fața porții. Cristea a marcat și la acest meci. Da, erau toți ochii și am avut niște ocazii foarte mari, dar am avut o tărie de caracter așa, am trecut peste și iată că
pe finalul primei reprize a venit acest gol. Bine, v-a ajutat și Parpas, pe care îl vedem acum în imagine. Da, a fost și deviat, că a centrat Gabi Moștină, a deviat și Lucian Goian și după aceea am reușit eu să... Da, Steaua nu era într-o situație atât de bună și nu mai avea o echipă foarte bună în momentul ăla și îmi pare rău că n-am marcat mai multe goluri în meciul ăsta, că era șansa noastră să marcăm mai multe goluri. Dar a fost un debut foarte special pentru mine și de atunci cred că lumea a auzit de copilul care era atunci Marius Alexe. Hai să mergem mai departe cu următoarea fotografie. Aici, de la Supercupa României. Da. Da, că eram toți, era foarte cald atunci, venisem după cantonament. Meci câștigat la lovitură de departajare, nu? Da, la lovitură de departajare, dar în timpul meciului un meci foarte frumos. Atunci CFR Cluj avea o echipă foarte bună, cu jucători foarte valoroși. Care era după campionat aceea, României. Da, era campionat României și au plecat după aceea în campionate puternice, mai ales pe poziția cu mine, eu știu că am jucat stânga. Atunci era Ivo Pinto, cred, care a ajuns după aceea la Norwich, a jucat în campionate și mi-am testat și eu așa limitele contra lui, că era un fotbalist foarte bun, dar da, aveam o echipă foarte bună aici și țin minte că aici a fost meciul în care George Țucudean a intrat și a schimbat așa soarta jocului. O dublă parcă a marcat? Da, o dublă în prelungire. Dar da, emoții foarte mari, eram și aici, eram foarte mulți jucători tineri care atunci când ajungi la penalti... Se poate întâmpla orice și avem și emoții foarte mari. Că de asta eu m-am și luat mingea să bat primul, că... Gândeam, să n-ai emoțiile mai mari după... Da, să scap eu, de să bat eu primul, să scap, că am emoții și... Tu ești în spatele lui Rus aici, cred, nu? Da, la Orențiu Rus, da. Da, mai era Mușat, Cătălin Munteanu, iarăși un jucător... Dănciulescu, Marius Nicolae, da, Pulhac, Matei în spate, da. Cosmin Luchin. Matei, Luchin... Da, aveam o echipă foarte bună și în anii aceia chiar am avut, au fost în lot jucători foarte, foarte buni și nu mi-am explicat așa de ce nu am reușit să facem mai multe sau de ce nu am reușit să câștigăm mai multe trofee, pentru că erau jucători cu multă calitate, jucători foarte buni, dar nu mi-explic așa de ce nu am reușit performanțe mai bune. Pentru că după aceea toți au plecat și au jucat la echipe foarte bune, inclusiv prin Europa. Grig a plecat la Toulouse, eu am plecat în Italia, au mai fost Nica, a plecat și el în Italia, Danciu a plecat în Spania. Da. Din păcate n-ați reușit atunci. Din păcate pentru Dinamo n-ați reușit să câștigați atunci titlul. Continuăm acum cu următoarea fotografie. Aici din Italia. Da, era de la meciul de la Sampdoria, da, și meciul ăsta are o poveste, că și în Italia am avut, cum spune, orice atacant are șansa lui și dacă nu marchezi în momentele alea când ai șansa, după aceea nu știu dacă vor mai veni în continuu sau când joci în EU. Eu am așa în minte o regulă pe care mi-au spus-o mulți antrenori și atunci când mergi într-un alt campionat ești văzut ca un stranier și trebuie să fii mai bun decât jucătorii din țara respectivă și eu atunci trebuia să marchez, în multe momente trebuia să marchez, iar aici am intrat la 3-2 pentru Sassuolo cu la Sampdoria, jucam în deplasare, aveam 3-2, am intrat în teren și la 3-2 cred că am ratat două ocazii foarte mari. Și după aceea era 2-1 și s-a făcut un rezultat negativ. Am făcut 3-3 dintr-un rezultat pozitiv în care am intrat, eu n-am reușit să marchez și s-au făcut... Și a picat cumva pe tine. Da, a picat și mă și simțeam așa, moralul meu se ducea de la meci la meci, scădea, pentru că înainte am jucat cu Verona, cu Hellas Verona, tot la fel am ratat vreo două ocazii și n-am avut șansa să marchez, pentru moralul meu era foarte important. Eram tânăr într-un campionat foarte puternic, însă a fost echipa... Sassuolo cred că a fost echipa de la care am învățat cel mai mult. Deci înseamnă educație fotbalistică. Sassuolo a fost echipa de la care am învățat să devin mult mai profesionist, să muncesc mult mai mult, să-mi depășesc limitele. Ai face ceva diferit dacă ai avea din nou vârsta aceea și ai juca la Sassuolo? Nu știu, nu știu dacă cu minte, ci cu experiența. Experiența de acum, da. Cu experiența de acum, sigur. Aș fi în teren. Mă mai uit la meciuri în care am jucat și aveam 23-24 și nu îmi dădeam seama câteodată deciziile pe care le luam atunci. Ești erau... ce făceam acolo. Da, nu înțelegeam de ce, dintr-un entuziasm, dintr-o precipitare pe care o aveam, dintr-o dorință de a face lucrurile mult mai repede și mai rapid, făceam greșeli foarte mari. Și asta vin cu experiența și asta le mai spuneam și prietenilor, că zic, dacă avem șansa să-mi continui cariera și la un nivel mediu, așa, să stau la un nivel mediu, iar după aceea când îmi venea momentul ăsta de a avea experiență și de a lua decizii, de a fi mult mai echilibrat. Cred că altcumva decurgea cariera mea, că iată, mulți jucători după 27-28 de ani joacă mult mai bine, iar eu după 28 de ani eram așa, în ghilimele, în pioneze, jucam în genunchi, că nu mai puteam, dar
aici a fost un moment foarte frumos, asta solo. Cred că dacă, nu știu, și transferul meu era făcut altcumva și aveam șansa să rămân mai mulți ani acolo, pentru că eu mi-am rupt genunchiul în luna ianuarie spre februarie și contractul meu se termina în mai, când nici măcar nu eram recuperat complet. Să mă mai vadă în continuare. Dacă ai fi avut un contract mai lung, ai fi avut mai multe șanse să... Mă așteptau, sigur. Adică ei îmi spună 100% cum se întâmplă în Interia. Dacă vedeți cum sunt și acum, Răzvan Marin este împrumutat, cred că, de la altă echipă. De la Cagliari este împrumutat. Se împrumută foarte ușor jucătorii în Italia. Dacă o echipă acceptă să-ți plătească salariul și au încredere în tine, nici nu contează o sumă de transfer. Ei vor doar să te... să-ți dea șansa să evoluezi din ce în ce mai bine, iar atunci când ești în forma cea mai bună, ei se te ia înapoi. Iar eu cred că aveam șansa să fiu împrumutat la altă echipă, poate Serie B sau altă ligă și să-mi revin, dar a trebuit să mă întorc la Dinamo. Iarăși, când te întorci acasă, orice jucător care s-a întors, așteptările sunt foarte mari, iar eu n-am mai avut aceeași ascensiune. Câteva chestii pe final, câteva întrebări scurte, poți răspunde scurt sau poți detalia când e cazul. Mai aveam multe chestii pregătite astăzi, dar ți-am promis că nu te țin, da. Nu te țin foarte mult. Unde te vezi peste 5 ani, Marius? Nu știu, antrenorul o echipă de seniori. O echipă de Liga 1? Da. Spune-mi o poveste, să ne povestești în dimineața asta, ceva ce ai spune oricând la o masă cu prieteni la o bere, ceva amuzant, ceva ce vine la prima mână în cap sau ceva care te-a marcat din cariera ta de jucător. Nu știu, că nu au fost sau nu mi-au rămas în cap așa multe lucruri care să fie așa ceva ieșit din comun. Dar nu știu, cred că transferul meu la Sassuolo m-a bucurat așa atunci când am plecat. Îmi doream să plec într-un campionat foarte, foarte important și la negocieri când am fost, ei aveau sediile la Milano, iar Nea Giovanni a făcut foarte multe transferuri la ce înseamnă Inter, Parma, unde se făceau transferuri și toți le făceau aveau sediile la Milano, că era așa orașul cel mai important. Știu că atunci când am fost la negocieri, cei de la Sassuolo tot căutau să mai scoată din bani, să mai tragă. Normal, cum se face, să-mi dea mai puțin și dânsul tot să plimba pe acolo, spunea, haide să mergem, nu mai semnăm, haide să mergem. Asta era tactica lui. Da, și eu aveam emoții foarte mari când doream, eu eram... Tu ai fi acceptat oricât, și cred că și pe mama mai puțin decât aveam la Dinamo, vreau să mă duc într-un campionat, nu era numele important, ci era campionatul în care să-mi văd și eu limite. Și tot îmi spunea, haide să plecăm, și a fost un moment în care a vorbit foarte serios, Marius, haide să mergem. Și când am plecat, eram super mega dezamăgit și după aceea mi-a spus, nu, că doar să-i vedem pe ăștia ce zic acum și ne întoarcem înapoi. Și am stat câteva ore, nu mai știu unde am ieșit și după aceea ne-au adus contractele, cum le făcuse dânsul. Uite, ți-am zis că dacă aștepți puțin, nu mai ai emoții, așa că oricum ce, dacă nu semneam aici, mergeam la altă echipă. Și sunt lucruri așa, mai ales alături de Nea Giovanni, au fost foarte multe lucruri pe care le-am învățat, să spun așa, care m-au ajutat în carieră. Cea mai frumoasă zi din cariera de jucător? Nu știu, cred că o pun pe asta cu golul cu Steaua. Că eram foarte tânăr și cred că ăsta a fost cel mai frumos moment. Cel mai mare regret? Cel mai mare regret fotbalist, să spun așa, este că nu am câștigat campionatul cu Dinamo. Meciul pe care ai vrea să-l rejoci, fie că a fost atât de frumos încât ai vrea să simți din nou acea trăire, fie ca să faci lucruri diferite acum. Dacă ai un astfel de meci. Nu știu, cred că meciul tot la fel, Steaua Dinamo pe Arena Națională, 1-0 la pauză pentru noi, marcasem contra lor și aveam 1-0 la pauză și repriza a doua n-a mai fost atât de... 3-1 parcă pentru... Da, repriza a doua a fost... Două goluri Iliev, cred. Da, cu da, capul din corner, da. Și ne-au întors atunci. Și cred că ăla a fost momentul în care cred că am plâns cel mai mult după meci, a fost o frustrare că îmi doream să câștigăm un meci contra lor pe Arena Națională, cred că erau 60.000 de steliști, că ne dădeau și puține locuri atunci doar într-un colț și cred că ăla a fost momentul, așa a fost... care a fost o dezamăgire foarte mare și față de mine, chiar dacă marcasem în prima repriză, repriza a doua, cred că am fost așa, un băiat pe teren care s-a mulțumit că a marcat un gol contra Stele și din entuziasmul ăla n-a mai avut o evoluție repriza a doua. Cei mai buni jucători alături de care a evoluat în aceeași echipă? Păi nu știu, că am fost la echipa națională și am jucat alături de Mutu, Chivu, ei cred că au fost cei mai buni, să spun așa. După aceea nu mă așteptam să ajungă atât de mare, pentru că făcusem antrenamente Berardi, de la care este la Sassuolo acum, este un jucător foarte bun în Europa, care cred că dacă ar pleca de la Sassuolo ar face față la orice echipă mare.
și el a fost un jucător foarte bun în față de care am jucat, iar cei de la Dinamo au foarte mulți jucători tehnici cu foarte multă calitate, de la care am învățat foarte mult, mai ales atacanți, după ce a fost Cătălin Munteanu, în Boștină, atacanți, m-am înțeles, am avut o relație foarte bună. Cei mai buni adversari? Nu știu, l-aș spune chiar dacă era... Bine, era să spun acum că era la final de carieră, dar nu mai este la final de carieră, că el tot joacă. Pepe, clar, este cel mai bun fundaș contra căruia am jucat. Iar după aceea, pe poziție cu mine, a fost Dani Alves, în acel meci în care s-au schimbat rolurile, să spun așa, chiar râd mereu cu prietenii mei, că am jucat acel meci cu Barcelona, în care, normal, pe foaie, eu eram mijlocaș stânga și el era fundaș dreapta, dar s-au schimbat rolurile. Da, eram eu fundaș stânga cu Pulhi, amândoi încercam să-l ținem pe el, care era o bandă dreaptă, de nu puteam să-i luăm mingea deloc, nici la cap. Am niște poze pe acasă, chiar ne-am arătat, în care el era, cred că mi-a ajungea până la umăr și sărea mai mult decât mine. Fotbaliști foarte mare. Acel meci a fost așa, foarte frumos, dar da, ei au fost plus în Italia, am întâlnit foarte mulți fundași foarte buni. Foarte bun, dar Pepe în meciul am jucat cu Beşiktaş când eram în Turcia la Karabuk. Bine, eu atunci mă gândeam că gata, băiatul ăsta e la final de carieră, a venit aici, dar încă te uiți acum și a ajuns să fie unul din cei mai buni în Champions League, fundaș. Are 40 și ceva de ani. Ultima întrebare. Vine un puști de 10 ani la tine și spune: Marius, dă-mi și mie 3 sfaturi ca să ajung un fotbalist cel puțin la fel de bun ca tine sau chiar mai bun decât tine. Ce spui? Să muncească foarte mult, să aibă foarte multă încredere și multă, multă, multă pasiune. Restul, tehnică, calitate, acelea se lucrează. Dar multă muncă, pasiune și încredere sunt lucruri, nu știu, de la care eu le spun în fiecare zi copiilor să nu își piardă pasiunea în a visa și a munci, că poate să ajungă. După aceea munca, eu cred că în orice, fără muncă nu poți. Iar încrederea este pentru acele momente în care nu ești într-o formă bună sau nu ți-ești lucrurile, ai nevoie de încredere multă. Bun, am ajuns la final. Mulțumesc frumos pentru prezentare. Mulțumesc și eu. Te mai așteptăm pe la noi și mult succes în tot ceea ce spui. Mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Noi ne revedem mâine de la ora 11. Până atunci, GSP Pro pentru cele mai tari informații din sport. Pe mâine, toate cele bune.